sau altfel spus, iubirea condiționată, adică eu sunt ok cu tine, dar numai dacă, O să rog pe Maria să facă un scurt comentariu exact pe marginea acestei idei, și anume că sunt niște defecte, există, pe care noi cumva le simțim, și efectul, dar nu le recunoaștem, cumva ne mințim, ne place să ne autoamăgim. Câți dintre pacienții tăi își recunosc, cel puțin în prima fază de tratament, să zicem, aceste probleme? Când începi ei să recunoască că de fapt problema sau problemele despre care vorbesc vin de aici, de undeva, din interior, de la ei, nu de la alții? Uneori au venit conștientizând ceea ce vine din interiorul lor și poate chiar asta i-a dus la mine. Sau de cele mai multe ori asta i-a dus la mine. Dar sigur că există și la polul celălalt care foarte greu înțeleg că de fapt problemele lor vin de la ei și nu vin din altă parte. De fiecare dată încearcă să găsească o altă persoană sau o justificare. Sau o justificare, nu neapărat prin intermediul altcuiva justificarea. Se pot lega de orice altceva, dar găsesc justificarea. Se pot lega de locul de muncă, se pot lega de un stres care vine din altă parte, nu neapărat de la cineva apropiat sau de la locul de muncă. Și, nu în ultima instanță, se leagă de Dumnezeu. Deci da, mi s-a întâmplat și asta. Da. Deci Dumnezeu este de vină pentru tot ce îi se întâmplă. El n-are nicio vină. El este foarte bun, foarte tolerant, foarte înțelegător, n-a greșit niciodată. Când ai de-a face cu astfel de oameni, te cam sperii la început. Pentru că nu ai siguranța că îi poți schimba atât de repede încât să vindeci o cauză. Unde te poate duce asemenea atitudine de negare permanentă a acțiunilor tale? De cele mai multe ori la un soi de deznădejde. Pentru că dacă mi se întâmplă să întâlnesc într-o zi 3-4 de felul acesta, am senzația că munca mea de ani de zile a fost deprisos. Că lumea nu înțelege nimic. Pentru că acei oameni care au ajuns la mine au ajuns tot prin intermediul cuiva. Cuiva care a mai fost acolo, având în vedere că eu nu mi-am făcut niciodată publicitate. Ei, dacă a venit, a venit pentru că nu a fost convins că vine unde trebuie. A venit să mai încerce ceva. Și poate să mai adauge un dușman la ceilalți încă o justificare. Încă o justificare. Da. Dacă îmi permiteți, pot să adaug aici ceva. Într-adevăr, o categorie de oameni reacționează cum spunea Maria. Dar marea majoritate nici nu înțeleg despre ce este vorba. Adică, de fapt, și chiar vreau să vă provoc eu acum să vă spun că, de fapt, ar trebui poate la început să ne explicăm cum apar aceste personalități, de ce ne regăsim în aceste poziții. Ființa umană, în momentul în care se naște, în copilărie în special, ajunge să în diverse situații, care aceste situații pot să pot să ne creeze anumite mesaje care, bineînțeles, sunt receptate foarte mult la nivelul subconștientului. Și ca de exemplu, pentru un perfecționist care este o persoană care trebuie neapărat să facă lucrurile foarte bine, poate cineva, nu știu, poate mama lui sau poate învățătoarea i-a explicat că nu este bun de nimic. Și atunci mesajul este pe care l-a primit subconștientul, nu ești bun de nimic, nu o să-ți iese, vai de tine. Deja în cap exact. Poate să fie ceva neînsemnat pentru persoanele din jur, dar poate acel copil, pentru acel copil este foarte, foarte frustrant. El a înregistrat acest mesaj, în special la nivelul subconștientului, după care, în urma acestui lucru, a dezvoltat o frică de bază. Și anume, frica de bază, de exemplu, ar putea să fie că nu este suficient de bun. Și atunci dezvoltă o strategie care se numește, care duce la această personalitate, și această strategie îl face să devină perfecționist. Deci nici măcar nu este prezent și nici măcar nu este vinovat. O face fără să vrea. Da. Da? Dar se recunoaște, să știți că în momentul în care totuși vin și trec, să zicem, prin aceste informații și se întâmplă într-adevăr un proces de autocunoaștere, se regăsesc.
undeva la nivelul conștientului cam știm ce facem. Deci nu e chiar așa că nu știm. Ne facem că nu știm, dar undeva ne regăsim. De asta, din punctul meu de vedere, marea majoritate cam știu. Dar este foarte greu să accepti că ești așa. Și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, de exemplu, în cazul persoanelor care sunt foarte generoase, poziția 2, da? Acestea sunt niște persoane manipulatoare. Este foarte frustrant pentru o persoană care știe despre ea că este foarte generoasă și că face lucrurile pentru cei din jur foarte mult, da, ca idee, adică se dăruiește cu totul, să afle de fapt că este manipulatoare. E foarte frustrant, adică chiar... Dar nu-i place ce... Nu-i place ce aude, place, da? Ce aude. Haideți, da, să trecem la planșa numărul 3. Da. Aici planșa numărul 3 este despre cum se împart personalitățile umane legat de reacțiile pe care le au față de ce este în jur. Și anume, în partea de sus, observați, este triada instinctuală. Adică sunt acele personalități umane care reacționează ca animalele, să zic. Deci, animalic. Este, preocuparea esențială este să facă față situațiilor și realității. De ce se străduiesc? Este, sub acest ego este foarte multă mânie și problemele principale sunt agresivitate și reprimare. Este, cum ar spune, reacționez din burtă. Sunt acele persoane care se enervează și în momentul în care se enervează, reacționează. Deci nu mai stau să gândească. Instinctul. Reacționează visceral. Instinctual, da? Exact. În partea din dreapta este triada emoțională. Este responsabilă sistemul limbic cu acest lucru la nivelul creierului și aceștia sunt, sub ego-ul lor este foarte multă rușine, adică sunt persoane care încearcă să corespundă și care despre ei personal au o părere foarte proastă și atunci încearcă să arate bine, lucrează foarte mult la imaginea de sine și contează ce părere au ceilalți despre ei. Ei judecă cu inima, deci adică sunt emoționali și deci nu este vorba nici aici de o judecată cu creierul, deci judecă din inimă, da? Iar în partea stângă este triada cerebrală a persoanelor care a căror ego se ascunde foarte multă frică și ei sunt dominați de anxietate, de teamă, că nu sunt susținuți, că nu pot reuși de unii singuri. Ei sunt cei prea cerebrali, care nu cunosc reacția instinctuală și nici reacția emoțională. Adică, practic, noi ar trebui ca și indivizi să încercăm să acoperim toată eneagrama și, de fapt, noi avem câte ceva din fiecare din personalități, ne putem regăsi din toate cele nouă. Dar numai într-una singură corespundem și cu aceea rămânem toată viața. Aceea, nu ne mai schimbăm. Va fi zona de personalitate dominantă. Exact. Deci, chiar dacă evoluăm și chiar dacă trecem printr-un proces de autocunoaștere, noi nu ne putem schimba personalitatea. În schimb, putem să o îmbunătățim, putem să evoluăm cu ea, pentru că există și un proces de involuție care duce la scăderea ta ca individ. Am înțeles. Suntem iarăși într-o zonă foarte sensibilă în care cei mai mulți dintre noi ar putea să aibă foarte mari controverse în receptarea acestor informații, pentru că realitatea noastră foarte pragmatică și palpabilă ne-a creat niște reflexe nu tocmai fericite, dar astea sunt, deocamdată cu ele lucrăm și foarte mulți își pun întrebări de genul: domnule, dacă eu sunt un om de afaceri, nu pot să gândesc cu sufletul, cu inima. Eu trebuie să fiu foarte cerebral, pentru că altfel pierd afacere. Într-o căsnicie, dacă vreau să am o relație armonioasă de cuplu și sunt foarte cerebral, s-ar putea să iasă cu totul și cu totul altceva. Trebuie să mă implic emoțional și atunci în noi apare un soi de stat de conflict. Cum e bine să fiu? Să fiu cerebral, să dau frâul emoțiilor, să-mi stăpânesc emoțiile. Și iese un amalgam pe care cei mai mulți, un amalgam de sentimente pe care cei mai mulți nu prea știu să le explice.